Ieftinirea pâinii începând cu luna iulie a venit sub forma unei promisiuni făcute de USL, însă din cauza rectificării bugetului programată abia în 30 iulie, românii ar putea plăti mai puțin pentru pâinea cea de toate zilele abia din 1 septembrie. Premierul Victor Ponta a declarat în luna mai că pentru proiectul de reducere a TVA-ului la pâine va trebui să fie alocată suma de 250 de milioane de lei, iar un document redactat de Ministerul Finanțelor arată că dacă prețul la pâine va scădea, se va genera un impact bugetar negativ semnificativ. Însă, teoretic vorbind, același impact negativ ar putea crea premise de diminuare a evaziunii în următorii ani. În scurt timp ar trebui găsite alte surse de venit care să compenseze pierderea imediată, însă aceste surse nu pot fi asigurate în prezent. Cu alte cuvinte, dacă nu se găsesc alte surse care se asigure pe guvernanți că banii investiți pentru scăderea prețului la pâine nu vor fi recuperați în timp util, măsura de reducere a TVA-ului la pâine ar putea fi din nou amânată.